o chestiune pe care PSD-ul a refuzat-o în ședința de Consiliu Local din luna iulie, deși consilierii locali PNL au propus acest proiect de hotărâre, a fost documentat proiectul respectiv, a primit avizul din partea comisiilor de specialitate, a avut un raport de specialitate întocmit de către executivul primăriei, deci se poate, este legal și este posibil și în majoritatea locurilor din țară s-a întâmplat această chestiune, să scadă taxa de salubritate motivat de suspendarea unei taxe suplimentare pe care cetățenii o plăteau către primărie, primăria o lua și o ducea către guvern. Odată suspendată această taxă a guvernului, automat și noi trebuie să plătim mai puțin. Toți cetățenii care plătesc taxa de salubritate. Suntem singurul oraș din țară în care nu ni se spune ce se întâmplă cu acești bani. Suntem singurul oraș din țară în care a fost tratată problema și abordată de PSD de maniera refuzului total de a discuta despre această chestiune. Nu pot fi lucrurile lăsate de această manieră. Dacă primarul, dacă consilierii PSD nu au ținut cont de părerea noastră, de părerea consilierilor PNL, care procedural au depus acolo acest material, poate primarul și poate consilierii PSD vor ține cont de semnăturile pe care le vom strânge în acest sens. Avem un obiectiv de peste 5.000 de semnături pe care să le luăm și care să fie fundamentul pentru inițierea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local Municipal Brăila, având același obiect, la fel ca și hotărârea pe care am inițiat-o noi, și sunt curios dacă primarul Dragomir și consilierii PSD vor vota împotriva unui proiect inițiat de cetățenii municipiului Brăila, în premieră pentru Brăila. Din ceea ce cunosc eu, în istoria post-decembristă nu a existat niciun proiect de hotărâre de Consiliu Local sau Județean inițiat de cetățenii acestui municipiu sau acestui județ.